Este ca o măsură de prevenție care am luat-o înainte de fiecare manifestare artistică, deoarece aici, pe terasa Centrului Cultural, vedeți că este un loc foarte, foarte drept, foarte bine amenajat și copiii au obicei cei cu placă să se dea și pentru a preveni orice accidentare a lor și tot ceea ce se poate întâmpla în lipsa noastră, mai ales la sfârșit de săptămână, când noi nu suntem și nu putem supraveghea, am pus acest lanț pe care îl dăm de fiecare dată jos, înainte de fiecare eveniment cultural când are loc. Poate ați observat că nu este unica rampă de acces în sala de spectacol, este și cea laterală, care este cea mai folosită pe partea cecului, deoarece are intrare directă la sală și la toate activitățile, la toate manifestările culturale-artistice pe care le-am organizat până în prezent, am văzut că aia este și folosită. O singură persoană cu dizabilități l-am văzut tot timpul la spectacol în cărucior și mă folosesc de acest prilej chiar să-i mulțumesc pentru că e aproape de noi, de activitățile culturale și de toate inițiativele primăriei. Și în cazul în care, în afara spectacolelor, o persoană imobilizată într-un scaun cu rotule ar vrea să, nu știu, să urce pe terasă, să vadă programul afișat, cum ar putea face? Cum ar putea face? Noi îl observăm că tot timpul ieșim afară și avem tot timpul grijă de tot ceea ce se întâmplă și pe toată suprafața la și de jur împrejurul instituției. Noi suntem destul de vigilenți atâta timp cât știm că există și este pus ceva la afișer, tot timpul colaborăm și ne uităm afară tot ceea ce se întâmplă în preajmă. Deci nu este niciun fel de problemă. Ne-au fost indicat și chiar de cei de la firmă care, mă rog, că ne-au pus, deoarece s-au stricat de multe ori și a trebuit să tot refacem și am zis că mai bine să luăm o măsură de prevenție decât să ne vedem în fața faptului împlinit, mai bine să o gândim noi înainte. Dacă nu este bine și este ceva interpretativ, niciun fel de probleme, că ne supunem la tot ceea ce este de bun pentru societate și de folos pentru ei. Eu îl văd ca un drept în grădinea lor. Și păcat, pentru că în sfârșit s-a respectat legea 448 și avem atâtea instituții fără rampe și în sfârșit un centru cultural cu rampa, care e folositoare nu doar persoanelor cu handicap locomotor, ci și mamelor cu copii, cu cărucior. Vor să vină la un spectacol, vezi că nu se poate urca. Și mă mir că acum a dispărut lanțul. Deci, de la primărie spun, de la Centrul Cultural, spun că l-au pus aici pentru a împiedica pe copiii care se dau cu bicicleta. Eu văd că ar fi putut altfel. O tăbliță pe care să se spună că nu au voie să folosească, inclusiv cu sancțiuni. Și era mult mai simplu. O persoană imobilizată în cărucior cu rotile, cum ar putea să citească, de exemplu, programul de pe avizier dacă nu are acces sus pe terasă? Așa cum noi, dacă în fața scărilor am avea un zid, și a trebuit să trecem. Nu l-am putea citi, pentru că în acel scaun putem să ajungem oricare dintre noi. Au acces la judecătorie, acum să sperăm că vor avea acces și la centru cultural, la primărie, jos la parter, în rest la Lemnul Verde, unde doamna Trifan m-am rugat-o și în sfârșit a pus o rampă, în sfârșit de 2 ani. În rest nu prea cred să fie. Și ei așa se simt marginalizați, îi marginalizăm noi.